ale Direcției Naționale Anticorupție, care arată că numărul plângerilor venite de la cetățeni sau de la firme care se lovesc de fapte de corupție a crescut cu peste 60% față de acum 4 ani. Iar marile anchete din ultimele luni, cazul Microsoft, retrocedările sau dosarul Alinei Bica, sunt doar exemple în acest sens. Conducerea DNA spune că numărul denunțurilor ajunse pe masa procurorilor anticorupție a explodat în ultimii ani. Până în acest moment, în anul 2014, am primit peste 1600 de sesizări de la persoane fizice și juridice privată, față de anul 2010, când au fost primite doar 1032 de astfel de sesizări. Cred că te adresezi unei instituții doar atunci când ai încredere în ea. Din cele 4500 de anchete începute din luna ianuarie, aproape jumătate au pornit de la aceste denunțuri. Peste 42% din dosare au fost constituite ca urmare a sesizărilor, denunțurilor de la persoane fizice sau juridice private, iar peste 41% din cazuri au fost constituite ca urmare a sesizărilor unor instituții publice, altele decât cele care au ca obiect de activitate culegerea de informații, cum sunt serviciile de informații. Exemple sunt cazurile din ultimul an care au avut în centru nume grele. În dosarul Microsoft, oameni de afaceri și foști demnitari au ajutat pe procurorii DNA să refacă traseul zecilor de milioane de euro care au ajuns la 9 foști miniștri. Acuzațiile au fost respinse de cei indicați în declarațiile strânse în dosar. N-am primit niciodată nimic, n-am condiționat niciodată pe nimeni și n-am să fac asta niciodată în viața mea, cât trebuie. N-am făcut nimic, sunt ce să scrie acolo. Și Dan Voiculescu s-a ales cu un nou dosar penal după ce a fost denunțat. Au venit vreo 3-4 oameni să declare că eu i-am șantajat. Vreau să vă spun un singur lucru. Nu-i cunosc. Denunțul făcut de Mircea Băsescu i-a adus în spatele gratiilor pe câțiva lideri ai clanului Bercea Mondial, numai că fratele președintelui a fost la rând